Mie mi se pare că el are o critică care nu știu cât de evidentă e din capitolul ăsta, la adresa armelor mari. Deci, așa cum ai face distinția între un pistol pus în toc și unul scos, mi se pare că el zice că dacă ai arme mari, ele sunt deja periculoase. E un fel de poziția, mă rog, rusească. La modul, la ce trebuie armele, la ce trebuie rachete de rază lungă? Ai de gând să dai în cineva cu ele? Un argument Din utilitarist. păcate, asta este unul dintre cele mai Mie nu se slabe pare argumente pe care că e le-am. utilitarist și mi se pare că e slab. Mi se pare că Ești în așa fel. este utilitarist și e slab. Stai să-l încerc să-l apăr. E nelibertarian. Nelibertarian argumentul. Încearcă să-l apăr, totuși. Hai să-l apăr. Deci, când vrei să demonstrezi că o amenințare este o agresiune, cu ce demonstrezi? Cu raza de acțiune. Da? Nu neapărat, că poate e, nu e armată sau nu știu, poți să o bombă nucleară și nu e, Că nu e să ai, încărcată? da, să fie un pas de ăsta mai spre amenințare, știi? Așa poți să ții, A, și într-un tu subsol ții... dezamorsată, știi? Și bombă nucleară, știi? Cu asta pot și eu să fiu de acord. Că nu Dar e ideea e că dacă amorsată. e puțin în... Da, Ok, dar deci uite, așa așa nu prea l-am apărat. e, așa e în... Ai toate sistemele astea, da? Deci ai 5 nivele. De DEFCON plus 0. Ok. De-abia la 0 se lansează. Ok. Împotriva ce am zis mai devreme, dacă vrei să ții... Cum zicea Peterson? Deci trebuie să ai posibilitatea să fii violent ca să încerci să asiguri pacea. Da. Și atunci îți trebuie arme mari. Nu, Am pentru că contrazis. poți să o gândești și invers, că crește asta de amenințare, știi, domnule, dacă mă atacă rușii, dacă mă atacă americani. Da, Niște dacă arme nucleare cresc deci, potențialul de... Dacă mie tu mi știi se că ei pare au că arcuri, poate nu ți-aș frică, știi? mie mi se pare că Da. poziția antinucleară a lui Rothbard aici vine din două părți. Una e curentul vremii, da, cartea fiind Da. scrisă la Ca anii trecut 70 și războiul, un altul pentru noi e mai ușor ca trecut războiul. Și știi ce? n-a trecut, Știi stai ce? liniștit. N-a trecut. Exact. Știi ce? Teoretic Deci ai un noi general. suntem acum mai în pericol decât Ai un era general Rothbard. rus a băut niște vodcă și. Deși nu. Deși uite că nu. Aici Nu trebuie e să așa. te contrazic. N-are un buton și doar cade pe el. Deci, E mai rău. ideea a fost așa. Pe parcursul istoriei, da, de 2 ori am fost lângă un dezastru nuclear, lângă un război nuclear. Prima oară a fost în timpul Noi? crizei războiului. Noi? Pe ăsta nu l-am prins. Noi, A. Pământul. Prima A, oară a fost. Pământul. Al doilea l-am prins. Prima oară a fost. Sau l-ați prins voi. Eu cred că a fost înaintea mea. Deci, prima oară a fost în E timpul cea mare crizei diferență. rachetelor din Cuba. Da? Când americanii erau pregătiți să lanseze, la un moment dat au pierdut legătura cu flota și erau pregătiți să lanseze, băgaseră cheile, acolo erau, da? Și s-a oprit, rușii au dat înapoi și viața a continuat. Și a doua oară a fost în 1980, cred. Deci rușii au detectat că americanii au lansat 5 rachete nucleare Da, care se asta o știu. îndreptau spre ei. Dar o știu Da. citită acum, nu de Deci asta a fost sistemele lor de detectare și colonelul care trebuia să fie în deci era Ar trebui acolo să în știu adăpost. numele. Da, ar trebui să știu numele. Era acolo în adăpost și trebuia să lanseze contraatacul. Da? Că asta era paradigma războiului. Nu ai timp să aștepți să vezi dacă pică. Trebuie să lansezi în timp ce sunt în aer, ca să fii sigur. Așa? A spus că el crede că nu are sens. De ce ar fi lansat americanii? Aș Nu. că e o greșeală. Și Și a fost a o spus că e o greșeală. greșeală. Și a fost o greșeală. Da. Mie mi se Deci pare. el și a fost penalizat că n-a lansat. Da. Apropo. Deci a fost penalizat, a fost transferat de unde era, pentru că Uite, el nu știu trebuia să dacă lanseze. Hummer discute chiar cazul ăsta. Și
și în care cineva, posibil că e destul de în care colonelul zice că dați și un capitan nu vrea. Da. A fost o chestie. Cred că asta e, nu? Bă, probabil că e bazat. Și zice, da, dacă era la mai conformiști. Da, 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 da. Deci că vă dați seama că tot mă luați cu Ana cu capitalismul, că e riscant și că, uite, uite puterile concentrate. Deci pe ce avem exact. E... Deci a depins de o chestie, știi, că a fost lucid un capitan, Vasilii, nu știu cum. Exact. Și acum, venind pe partea, pe partea asta altă, de ce mie mi se pare că Rod Party e... Pentru că la vremea respectivă se toca foarte multă cerneală, da, pe ideea dezarmării nucleare, da, dezarmăm, facem pace între popoare, ok. Și asta mie mi se pare că el nu achesează la un argument cât se poate de simplu, da? Odată ce ai tehnologia, nu poți să mai bagi înapoi în... Odată ce există o armă, da? Singurul mod prin care te asiguri că violența nu degenerează, da? Este că toată lumea trebuie să aibă cât mai mult din arma aia. Adică era prea optimist că aia... Bine, nu, altfel nu se poate. Le bagă la sertar. Bine, altfel nu se poate. Da. Trebuie să ai și tu. Exact. Adică, ok, și la nivel mic. Cutărescu are statul are arme. Păi, trebuie să avem și noi. Adică noi renunțăm și cu Iranul și a... Exact. Ca băieții. Exact. Adică, bun, și cum ai să faci să oprești, da? Tu arunci, renunți la toate armele nucleare. Bun, și... De unde știi că și ceilalți fac asta? Cum ai să le forțezi mâna? Nu, dar e și altă utilizări. Uite, vine un asteroid. Da, e el, știi de ce? În timp ce dacă renunți, cu ce dai? Cu toiege, nu? Într-o lume nucleară, tu trebuie să ții armele nucleare, da? Chit că le treci la gherilă, le treci la privat, le treci la nu știu ce, dar trebuie să te ții de ele, nu le arunci. Nu spui, gata, noi renunțăm pentru că am primit pentru că asta ar fi o greșeală scrisorică de la Hrușciov care zice că nu. E ok, da, puteți să vă dezarmați că vă promit eu că nu dau cu bombe și vă sun eu. Bine, problema rămâne, mi se pare că ai dreptate, adică poziția lui Rodvar este că dacă ai un om, el cât poate să împuște în jur cu o armă. Și vezi, doamne, aia ar fi cât de cât ok. Da, în același timp poți să ai un om care inventează nu știu ce nucleară de geamantan și face dita mai stricăciunile. Da, arma per se nu e... Ce, parcă nu poți să ai niște psihopați pe o insulă și dai și cu nucleară ar fi. Înțelegi? Arma per se nu e... Chiar cum sună argumentul la pro-arme, știi, că nu arma e problema. Nu lingura. Da. Cred că e la fel și bomba. El aici are exact problema asta, știi? Și spune când el zice că nu, că cel mai bine ar fi să revenim la războiul, cum se purta și cu tehnologia și cu așa. Auzi, dar, până la urmă, și Robert era un om. Poate astea erau preferințele lui, ni le-a pus în carte aici și noi discutăm de ele. Întrebarea e dacă sunt compatibile cu libertarianismul. El fiind cel mai mare cărturar libertarian, sunt aceste preferințe comune. Poate nu sunt. De ce să interzice armele nucleare, știi? Chiar dacă sunt preferințele lui, știi? E nefericit că sunt trecute în manifestul libertarian. Poți fi anumite frici, gândește că Rodman a ieșit linior, știi?